Bună ziua, dragi prieteni din Fecioară! Haideți de la Fecioară, în zaruri. Nu vă văd nicio. Așteptați pe cineva să se întoarcă sau să se hotărască? Urmăriți mult pe cineva care nu comunică, dar vă iubește, să știți, o să rămâneți surprinși. Atracție simte pentru dumneavoastră, poate călătoriți undeva împreună. Sau atât de mult iubiți această persoană, parcă este toată lumea, lumea întreagă pentru dumneavoastră această persoană. Ok. Aici aveți noroc totuși. Aici vă gândiți să plecați, să nu plecați, să părăsiți persoana, să nu o părăsiți. Poate să fie cineva din Taur, Fecioară, Capricorn, Balanță, Vărsător, da, Gemeni. Încredere, surpriză, călătorie, un secret pe care îl aflați. Un nou început. Un nou început cu noroc. Dacă aveți relație cu cineva de departe, aveți noroc cu acea persoană. Deci ori mergeți la acea persoană în călătorie, parcă. Dacă este așa, mergeți la acea persoană în călătorie, vă va fi foarte bine. Dacă vine acea persoană, la fel, vă va fi foarte bine, rămâneți. Deci este o călătorie la mijloc. Un drum pe care îl faceți sau o distanță. Poate fi nu neapărat o distanță, poate fi o distanță că sunteți despărțiți sau... Dar o să aveți mare noroc, călătoriți, mare noroc. Vă faceți griji pentru sănătate unii, neliniște sau neliniște pentru această călătorie, dar va fi foarte bine, n-aveți de ce să vă îngrijorați. Ceva necunoscut Necunoscutul ăsta este că veți rămâne cu această persoană până la adânci bătrâneți. Ăsta e secretul care nu-l știți. Este ceva în viața dumneavoastră. Deci asta, că rămâneți împreună cu această persoană. O să descoperiți ceva, ceea ce căutați. Dacă, deci dumneavoastră știți ce căutați. Da. O să aveți o experiență pozitivă. Poate fi cu această persoană de departe și o să aveți experiență pozitivă cu această persoană. Apoi, acest secret, pentru că vă ies aici florile, deci descoperiți ceva pozitiv și terminați, încheiați un capitol din viața dumneavoastră, ceva ce nu știați, descoperiți sau ajungeți unde vă doriți. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.